Nu o lăsați nesupravegheată. Știi? Oamenilor sunt chiar la ciorila să vedem ce să mâncești aici. Ia. Jap, 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 jap. Vedeți? Începe să se facă astea. Nu. Imediat trebuie să vină materialele. Din coace la cabană, se apucă de cabană. Vagă mare, Viorele. Aici să-mi tăiesc cuilele, să nu le lăsați așa. Da, 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 da. Ce ai făcut ăla, cum îl cheamă, bârnă? Gâlmă era să zic. Ce ai făcut de ți-o luat ăștia permisul? Te faci că n-auzi. Îmi scrie ziarile. Bună dimineața. Da. Ați văzut ce mi-au făcut ăștia acolo la nuntă? N-ați văzut. N-am văzut nimic. Ne-au luat toți banii. N-am văzut nimic. Hai să mă trag de colț. Hop, 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 hop. E bun. Ce dau la ziar? A? Ce dau la ziar, bine? Bine. Dar ușa unde o face? Aici? Aici, da. Da? Bun. Aha. Aici faceți ușa. Bun. Mă uitam acolo. Bun. Viorele! Cerțitoarea aia care nu se trebuie pusă jos. Când trebuie pusă aia? Când vrei, la anul. Da? Pușa de cât o faci? De 1 metru. Așa mare? Lasă dacă îți bați ceva aici, că ai tu depozitat orice. Da? Bine. Bun. Eu ți-o las de 90. Bun, lasă-o de 1 metru, lasă-o de 1 metru. Lasă-o de 1 metru, că e... Da, da, da. Te poți băga ceva. Da, da, da. Ai pus depozita ce vrei. Ia bun. Ce tari scările? Au văzut pompierul scările, au zis, eu, noi zici, luăm să vezi să facă și mie scările. Place scări ți-a făcut. Ha? Place, m-am venit la tine. Da, 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 bune, bune. Vezi, m-am venit la tine ca să duce suicul la anul și... Exact. Să gata treaba. Da, da, da. Zic, da. Faine și scări la omul ăsta să poată sui calul. Da, faine scări. Faine, mă urc fără să pui mâna, fără să nimic, da. Pe scara aceea eu m-am cerut, știi ce m-am cerut cel mai tare? Să nu se rupă, ăla. Să nu, să rup geasurile, băi. Tot, tot, tot. Deci trebuie să sun pentru alea, pentru... Strășine? Nu strășine, cum îi zice? Citernile. Citernile? Citernile, deci să vizionezi și țiglă pui, să aduci 3 țigle, să poți le ții săptămâna asta. Trebuie să aduc, da?
3-4 țigări, da? No. Îi zic să la ăla să-mi trimit, dar trebuie să aduc țigla sau poză? Nu țigla. Ha? Nu pot fără țigla. Da? Bun. Da. Bun. Bine atunci. Mă duce astăzi. Se iau 3 bucate. E un pic de problemă oamenilor că nu mai sunt bani. Să vedem, vă rog frumos să mă învățați cum trebuie să fac, că vreau să giresc cu casa la bancă. Eu nu mai vreau să stai muncitorii de vorbă cu mine când aude că n-am bani. Bârna deja, în loc să le pună longitudinal, le pune orizontal. Deci să las... Nu creditați banii, i-am dat, nu, ei nu creditați banii, i-am dat la Florin Salam. La Florin Salam și la... Băi, așa greu mi-e numele la Selena și la măsa lui Selena. No, Selena îmi amintesc. Că mă gândesc la spațială Selenarium. Înțelegi? Toți banii am dat la lăutari. Putem să zic că nu... Bă, nu vă dau că trebuie să fac casa? La constructor țapă. La constructor tapet. Ce baros mare am. Odată dărâm casa. Stau cornii ăștia fai mulțiți. I-a spus pe TikTok că unde n-o primi banii și o luat barostul și a început să dărâme. Așa facem și noi. Nu trebuie barost, numai drum, bătate, încestase domnule, te pula de mutață, legat. Aoleu. Ia. Cine să ăștia de la Fanatic.ro? Auziți-mă, opriți-le, auziți, fiți atenți cu vorbesc cu ei. Ia. Cine să ăștia de la Fanatic? Mircea Ivanović. A? Mircea Ivanović, la sport. Ce? Ia, să vedem. Ia, tăceți din gură. Nu faceți gălăgeri. Alo? Da, doamnă, ce s-a întâmplat ceva? Nimic special. Am văzut că a apărut ceva, o informație, că cu nuntă, cu lucruri de genul ăsta, nu ceva rău, să zic așa. Am crezut că mi-a spus de băiat, am crezut că a făcut ceva, doamne fer, că... Nu. De două ori l-am scos, până am din tribunal. Ce s-a întâmplat acum? Nu, am văzut că a apărut ceva legat de nuntă și de soția dumneavoastră și de soția lui și de... S-o despărțit? Păi da, ieri au făcut nunta sau alaltă ieri? Păi tocmai de-aia zic. Abia au făcut-o, voi ați dat de bine, nu că s-au despărțit. Dumneavoastră ați auzit sau v-ați uitat la postări, la alea? Ca să... niște postări. Așa, păi da, să explicați, doamna. Dar cine sunteți? Ceva neamuri cu soția lui Lobo? Nu. Eu sunt de la Fanatic, vă sun. Fanatic ce e ăla? Este un site de știri. Ah! Cu cancan, da. Mă rog, da. Un site de știri. Da. Și am văzut că a apărut ceva referitor la nunta lor și voiam să-i întrebăm și noi. Despre ce? Dacă au făcut vreun ban, dacă au venit invitații. Dacă ce să facă vreun ban, doamnă? Ce? Da, doamnă, ce ban să facă că a avut muzică de 80.000 de euro? A fost așa... Cum îl cheamă? Păi da, vă spun ca să fie treaba corectă. Ia, a fost... Stai o secundă, îmi dați voie, da. Să pot să și înregistrez. Da, înregistrați. A fost Horia Brenciu. Stați o secundă, vă rog, din toată inima mea. Da. Că altfel nu pot să... Ce bani să facă? Nu au făcut nici 5 bani. S-a dus în cap. M-a nenorocit și pe mine. Ați văzut ce am postat acum pe TikTok. Eu mă despart de familie pentru chestia asta. Păi da, nu se poate așa ceva. Am înțeles. Ia, stați așa. Oricum, oamenii nu crede, dar oamenii sunt atât de proști pentru că dacă cauți pe Google, te uiți și vezi prețurile cântăreților. Nu e adevărat. Cu cât merge pe oră? Deci a dat 80.000 de euro doar la muzică? 80.000 de euro costa muzica. Horia Brenciu a fost 25.000 de euro. Așa.
Da. Selena, cu maică sa de la Maramureș, nu știu cum o cheamă pe doamna aia, că tătuit cum o cheamă, deci sunt cei mai tari de pe Maramureș. Ei sunt cei mai, nu se există, ei sunt cei mai tari, au fost 12.000 de euro și cu 25, sunt 27. Marcel Pavel, 10.000 de euro, sunt 37. Au fost, nu știu, încă o formație din aia, nu știu, valencienii sau nu știu cum au fost, 14.000 de euro, 37 cu 14, 40, 51 de mii de euro, Florin Salam, 15.000 de euro, 66 de mii de euro. Și acum, 66 de mii de euro. Și acum puneți așa, la Horea Brenciu le-au trebuit 10 camere. Ok. Da? La Florin Salam, 4 camere. Alea sunt 14 camere la Grand Hotel Italia, plătite, plus inclus meniu, plus meniu la masă, la restaurant. Deci 80.000 de euro au fost numai muzica. Meniurile au fost câte trei feluri de meniuri. Deci te duci, nu cum le dă la ăștia, chef de rață sau pulpă de rață cu pireu de cartofi. Nu, domnule, la noi au fost tartar, biftec din ăla, biftec tartar de ton, au fost de alea italieni, au fost trei feluri. Alegere potențială. Băuturi cele mai bune. No, unde să scoți tu? Plus, le-o dat 17 plicuri gole. Aia sunt prietenii lui, că prietenii mei tăți care au fost băieți, au fost ce trebuie. Eu am pus 30.000 de euro și au zis că îmi dă din ei înapoi 15.000. Nu mi-o mai dat, m-am certat acum cu familia. Nu mai îmi dă, că o zis ce, că eu dau bani să iau înapoi și o sări și muierea să-i ție partea și uită-te, eu o să aici acum cu muncitorii la casă. De-abia am avut, vreau să fac un din ăsta la bancă, să-mi las casa la bancă ca să pot să scot bani de la bancă să pot să termin. No, sunt cu muncitorii, pe cuvântul meu vă dau camera, sunt cu muncitorii, au zis că dacă nu le dau bani, bagă drujba în acoperiș. La ce fac? Da, doamnă, cam așa a fost. De ce a zis că vreți să vă despărțiți de soție? Păi pentru că nu vrea să dea 15.000 de euro care am pus 30. O zis, pune 30 să vadă lumea, să vadă socrii mici. Că nu suntem. Oricum, am o ceartă foarte mare cu Andra. Deci cu Andra Lumăruță. Pentru că Andra Lumăruță a fost angajată în ianuarie pe 24.000 de euro, inclus 18.000 de euro plus camerele pentru orchestră. Și a cerut 10.000 de euro avans. I s-a dat 10.000 de euro și acum două luni de zile ăla, impresarul ei, domnul Nelson, nu vă supărați, vă dăm bani înapoi. Deci după, s-o folosit de bani din ianuarie până în acum, în iulie, s-o folosit de bani și o zis, domnul Nelson, nu putem veni. Păi, bă, omule, de ce nu puteți veni? Păi că domnul Măruț o tras așa, n-o spus, o tras niște signale că nu mergem la țigani. Doamnă, eu nu-s țigan, doamnă, eu, dacă mă cheamă Nelson, eu am Nelson, Pop Nelson Simone, eu pot să spui că sunt american, pot să spui că sunt ce vrei. Deci nu-s țigan, n-are cum să ăsta. Deși n-am avut ce face, o trebuie să luăm bani înapoi, 10.000 de euro. S-au folosit. Nu m-o lăsa să-i dau un judecat? Poftim? Vi-a dat înapoi? Păi mi-a dat înapoi, dar s-au folosit de bani. Din ianuarie până în iulie s-au folosit de banii mei. Nu? Deci nu vreau să... Da. Câte invitații ați avut? Invitați? Între 450 și 500. Am înțeles. Că n-ați văzut, mesele au fost de 10-11 persoane, toate mesele pline, că nu au avut, o stau oamenii în picioare. I-am pus la bar ca și la night. Ca și... Da. Și cu atâtea invitați n-au avut și... n-au primit și bani mulți? Păi stai, doamnă, un pic. Au făcut, dar au costat mult. Păi, vă spun eu, au făcut vreo 320.000 de euro. Dar, doamnă, meniurile alea și sala au costat 120.000 de euro. Cu muzica 80, îți 200.000 de euro. Cu hainile, pe n-ați văzut unde am fost să cumpăr haine? În Italia, la Moiere. De la Roberto Cavalli și Versace. Mie, n-ați văzut ce sacul mi-am luat de la Versace? Voi credeți că astea sunt ca și ăștia care își cumpără de la Dragonul Roșu?
Coptilul meu, n-ai văzut, de la Gucci. Sacoș și pantofi. Muierea alu Lobo Alexandra și-o luat rochie de 22.000 de euro. Cu Swarovski plină tătă. 25 de kg a avut rochia. Am înțeles. Pe cuvântul meu, 25 de kg. Întrebați-l pe botezatul. Vă cred. Păi dar cu el am vorbit când am ăsta. 25 de kg a avut rochia. Au zis Nelson, să bucură lumea de frumusețe, ea nu se poate bucura pentru că e foarte grea rochia. Trebuie să stai jos. Oricum, Alexandra, pune și mie un pic. No. Cam așa stă situația, dar acum eu auz. Nu vrea să-mi dea din aia 30 de mii înapoi. Și să ieși cu... I-ați dat și dumneavoastră dar de nuntă. Da, nu. Două secunde că eu m-am înțeles. Vedeți că i-am dat ceas Rolex. De 25 de mii de euro. La bogătașul i-am făcut lanț și brățară de 5.000 de euro. Deci ăia 30 și am zis, bă, pun 30 să vadă lumea, să mă nelcoșesc și eu și 15.000 dați înapoi. Am înțeles. M-a înțepat. Dar nașul și cu socrii mici cât au dat? Nu m-am uitat, dar vă spun, o strâns 320.000 de euro. Am înțeles. No, socrii mici sunt foarte tari. N-are rost să vorbim. Pe Constanța, pe București, pe toate... Sunt foarte tari, n-are rost să... Asta, deci, până, până la urmă, pe cine sunteți supărat? Până... Pe Lobo, pe Livian. Îi schimb, pe cuvântul meu de nu mă duc și îmi schimb numele. Mă duc și îmi schimb numele, pe cuvântul meu. Să nu mai îl cheme ca pe mine. Și cum să vă numiți? Nu știu, Trocotean Vasile, Tucea Petre, cumva. Dar nu mai vreau să porte numele meu, m-o ars. L-o învățat și pe copil, uitați-vă pe TikTok, Nelson Mondial 9, uitați-vă pe TikTok, l-am pus amă dimineață, l-o învățat pe bogătaș, pe nepotul, l-o învățat când întind mânurile să-l prind în brață să urle. Urlă de gândești că eu nici nu știu, gândești că îl pune cineva la rotisor. Da, dacă îi puneți pe băți niște bani, mai urlă? Nimic! Întoarce, am făcut și experimentul ăsta. Că înainte îi puneați pufulețe, acum poate îi puneți... Pufulețe i-am pus la coiosul, la ăla, la alt. Păi asta zic, le puneați pufulețe înainte, acum îi puneți bani. Da, ăsta, bogătașul, până acum două luni de zile vine la mine, puțărea în brață, mă pupa, înțelegi, mă pupa pe gură și-o zis, ce-l sărus pe copil pe gură? Ce-l sărus pe copil pe gură că tu poate ai infecții? Ei au crezut că poate fac prostii din alea. Și am zis, eu nu fac așa ceva. Dar vedeți că, zic tu, nu-ți rușine să zici că te minte, dar zic că acasă are câine și îl linge câinile pe gură. Câinile care după aceea se linge pe poponaș. Deci, dar cum? No. Și acum l-o învățat de numai ăsta, vă rog frumos să, nu, nici nu știu, l-o învățat să nu mă mai, adică să urle, efectiv când mă apropii, uitați-vă pe clip, am un clip, Nelson Mondialul 9, și am transmis și la Lobo, acolo, că dușmanii mei n-are cum să fie preachinii lui. Am înțeles. El e preachin cu toți dușmanii mei. Înțelegeți, doamnă? Doamnă, vedeți că v-am dat un material de zguduie lumea. Vă pup, mulțumesc. Mersi. O să apară articolul, vă dau link acolo pe WhatsApp. Mersi. Zi bună. La fel. La revedere. Ceau. No, păi da, oamenilor, asta îi. Înțelegeți? Ce să mai mâncă? Da. Ni, sarmale fritte. Săracilor, m-a sunut la ospăț, mor de foame. M-a sunut, mor de foame la ospăț. Când l-ai făcut? Aseară. Da? M-a sunut la ospăț, mor de foame, uita sarmale fripte. Așa ceva n-ați mâncat. Papa bun. Papa, miau. N-am bani să vă dau ei. Nu? Vezi cât am adus aici. Viorel a zis că drujba. O să-ți ia 2 litri. Ia o bidon de benzină. Ne ajung să le trăim. Cu o plasă de mere viu acasă. Uitați, de la Ciurila. Nu-s de la mine, în grădină, dar de la români, de acolo, dar mi le-o dat. Am produs. Stați cu minți.